Două persoane și-au pierdut luni viața în timpul serviciului în Maramureș. În primul caz este vorba de un bărbat care lucra la o firmă de pază din Cicârlău, căruia i s-a făcut rău. Colegii săi au sunat de urgență la 112, însă acesta nu a mai putut fi salvat. Rezultatele și cauzele pentru acest incident nefericit vor putea fi stabilite de către angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, abia după primirea raportului medico-legal. Cursul acestei săptămâni sau la începutul acestei săptămâni, mai precis, în cursul zilei de luni, s-au înregistrat două evenimente care s-au soldat cu decesul salariaților care desfășurau activitate lucrativă la doi agenți economici. Primul eveniment este legat de o firmă de pază și protecție, în care salariatul s-a prezentat la locul de muncă și a făcut inclusiv operațiunile de stabilite prin fișa postului, prin care el era obligat să ia temperatura salariaților care intrau în schimbul cu unul al societății, după care, întorcându-se la punctul de control, i s-a făcut rău și a căzut jos. Fiind solicitată ambulanța prin 112, s-a constatat decesul. Al doilea incident s-a petrecut tot luni, victima fiind un bărbat care lucra la o firmă de transport din Tăuții Măgherăuș. Acesta și-a pierdut viața după ce a fost prins între bena camionului și șasiu. S-a întâmplat la o firmă de transport din Tăuții Măgherăuș. Din păcate, acolo un salariat în vârstă de 54 de ani a fost surprins de bena autocamionului după ce a golit conținutul benei, a fost surprins și a fost prins între benă și șasiu. S-a constatat decesul salariatului. În momentul de față se fac cercetări de către organele de urmărire penală, organele poliției. Așteptăm și acolo raportul medico-legal și după aceea o să putem discuta de cauze care au produs acest eveniment. În ambele cazuri, inspectorii ITM Maramureș spun că deocamdată aceste cazuri sunt cercetate ca și evenimente și nu ca și accidente la locul de muncă. Reprezentanții instituției au precizat că accidentele de muncă soldate doar cu incapacitate temporară de muncă sunt cercetate de către angajator, iar evenimentele de muncă care se soldează cu invaliditate certă și cu decesul victimei de la început sunt cercetate de către inspectorii ITM.